The ting goes grrrr. Materialul, cum ai zis, la omul ăla. Da. I-au arătat pe un filmuleț din chip. Și ne-am uitat pe filmările lui, aveau niște... filmări cu centrale termice, na, probabil omul e profesionist. Mamă, ce-ai făcut aici? Dar dacă am ars sudura. Ai ars fierul? Da. Fierul. Da, e un aparat de argon mai slăbuț, mai susținut. Ce dracu să facem? Are doar 200 de amperi, nu... Pătrămă cu capul ăsta. Da, oamenii care sunt profesioniști au 1000 de amperi, 2000, de 5000, sudează vapoare, sudează trenul și noi să dăm un sobărat. Ia bagă-mă! Ia să bagă-mă! Mă! Mă, mă! Bine, putem filma în interior, dar bine... Și pe urmă această piesă aici, nu? Ia uite-mă! Să putem scoate gânta. Ia să vedem-o! Asta o să vină aici. Uite-mă că se vede și în interior. Ce vorbești? Da. Și asta se vedem aici. Un punct de sudură. După care urmează proba finală, nu? Păi nu, aveam și porticele de fapt. Acolo e șmechere. Așa. Bun, ăla e unul. Așa. Portița. Și jos. Și jos. Portița. Uite-te și tu. Uite, poftim. Poftim. După care îi punem mânere. Deschizătoare. Deci, mânere, sau cum să le spunem, din ceramică sau din lemn. De preferat ceramică, în caz de se încinge, nu ia foc. Mânerul se coace, se crapă. Exact, exact. De lemn. Așa ceramică, ceramică. În interior cam așa arată. Mulți o să spună haterii că, domnule, că e prea mare distanța. Dar dacă îi faci distanța prea mică, o să se adune cenușa și mare tiraj. Dă foc? Îi dăm și foc. Azi să-i punem o bucată de hârtie, nu-i dăm foc, cu adevărat. Hai să fim frânci, oricum ea nu o să răspundă că trebuie încălzită. Clar. Păi punem niște bucate. Dar, sunt curios. Hai să vedem. Ia să vedem, Dudui, ia. Deja își formează un tiraj. Oh. Alo. Bă, băiatule. Bă, băiatule, bă. Ce vorbești? Și uite, bagă înăuntru să vezi efectul de vortex în interior. Ai grijă la cameră. Nu îi facem. Vezi că și ea... Deja se învârte flacăra aici, nu? Asta e ideea. E trebuie să-și facă ca un vortex, da. N-a scos gram de fum. Nu. Și nu-i încinsă. Când se încinge, abia... Dar n-a scos gram de fum. Ai văzut ce l-a plecat? Se simte deja temperatură și o bucată de hârtie de curățat, de șters.
O fi bine, o fi rău. Băieți, aici cu nașul să mănânc gaj, nu. E gras. Na, nu, se mănâncă gras. E... cum se numește? Ordinar. Da. Ordinar. Da, da. Ce are un pic în casă? O bucată de șuncă. Am găsit și noi... Dar ne-am uitat... N-am găsit, am căutat legume, am căutat niște fructe, nu, dar, ca nu, să le punem pe grătar. Și am găsit o bucată de șuncă. Ce am zis? Băi, ce ar fi să fie un porc? Da, niște șuncă, cred că este șuncă. E de găină asta șunca? De crocodil? E de crocodil? Eu zic că e de porc. Ce, mă, România mai bun ca porcul? Tale, ultima, unde pești, la golf? Asta e de aruncat carne. Asta e de aruncat carne, asta e ceva, un clește de ăsta de... Ideala pentru fie asta, paleta. De aruncat scârboșenile. Cuțit. Ah, cuțitul de MasterChef. Ma. Ia, stai. Ia, vezi, stai. Ce avem aici? Ia. Ce desfaci? Iernie. M-am desfăcut. Merge aici. Dacă îl vede George, nu ți-l mai dă. Se dăm aici? Nu, nu îl decrece. Pentru tăiat o bucățică de cărniță. La distanță. Așa, în scârbă, când te stai ducurești. Stai ca boss, așa. Ca figurantul de la distanță, dacă miroase nașpa, să nu te afecteze. Ză furculisior. Ză furculisior? Ză furculisior. Poți să înfingi. Vulevu, cartofen, girele. Da. Aia, e? Da. Cum zici în... Nu am spaniol, dar... În spaniol. Cordul biof de aia. Cordul biof. Cordul biof. Ați spus, apuc cu toată mâna? Ca pe știi nu, ce, sau așa, așa cu grijă? Așa, mai de la depărtare. Și mângâiem? Să nu te fric. Mângâiem. Puteți să de ce trebuie mângâiat, că e nebăgat bagă, în seamă. Bagă, nu, e nebăgat în seamă. Bagă-ne. Și vă sare o culoare nașpa pe o parte. Bagă-ne. Am văzut și eu la aia la televizor, că ne trebuie aici niște ciucuri de la Magic Mushroom, de la... Înțelegi? Și când le pui... Așa, da, uite, ăsta are culoarea pe... Dar dacă ne întoarcem pe partea altă, nu e corect. De asta avem această furculisioan. Că după ce ai furculisioan, începi să faci bucătărie de aia mediteraneană. Asta șef scrie pe tine, gata. Da, nu, bucătărie mediteraneană, uite. Adică în bucătărie mediteraneană, dacă nu-i pui un pic de șuncă și ce trebuie acolo, adică... Nu mai te... Pobim dulce cu acru, cu amar, aia, cu nasol... Și este la urmă această scârboșenie, adică această scârboșenie, cartofi prăjiți în cea curți din... Ca săraci, nu, da. Mă, nu, dă mai așa ca se vadă, că nu se vede. Cartofi prăjiți în cea curți din... În șunca asta de... Nu, șuncă de leopul. Leopul. Cum se zice în franceză, nu, adică leopul de coteț. Îi pui, de coteț. Da, mă, leopul de coteț. Care face ăla. Așa. Ăla. Ma, leopul de leocoteț care face nu miau miau, nu ham ham. Acum poți să lași, poți să joci golf. S-a pregătit, da. Nu mă ajută costumul de MasterChef să ce zice castrol. Deci nu sunt prăjiți în castrol. Sunt prăjiți în